Ministrul transporturilor Cătălin Drulă nu iartă deloc pe sindicaliștii de la Metrorex. Ministrul a lansat un atac dur la adresa liderilor de sindicat și a prezentat toate beneficiile pe care le au aceștia în urma negocierii contractului colectiv de muncă. Și sunt doar câteva date din raportul Corpului de Control trimis să facă verificări. Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă a prezentat câteva concluzii preliminare ale anchetei Corpului de Control la Metrorex, care arată că anul trecut, când s-au majorat salariile cu 18%, 10 din cei 15 membri din comisia de negociere constituită la nivelul administrației metroului erau membri de sindicat. Unii dintre bogații tranziției au acaparat și subjugat pentru ei și interesele lor companiile statului, cum este cazul și liderilor de sindicat de la Metrorex. Din concluziile preliminare ale anchetei corpului de control, aflăm că la negocierea CCM de anul trecut, când s-au majorat salariile cu 18%, 10 din cei 15 membri din Comisia de Negociere constituită la nivelul administrației Metrorex erau membri de sindicat. Practic, sindicatul Metrorex a negociat salarii mai mari în plină pandemie cu sine însuși, scrie ministrul pe Facebook. Și acuzațiile curg. Ion Rădoi, liderul sindicatului Metrorex, este atât de deranjat că se fac verificări pentru că ies la suprafață interesele ascunse pe care le are. Și, ca să înțelegeți încă un motiv pentru supărarea domnului Rădoi, aflați că în mandatul Corpului de Control este trecută în mod explicit și verificarea contractelor dintre Metrorex și firma Sindomed Serv Servcom SRL, Firma este deținută în proporție de 100% de unitatea Sindicatul Liber Metro, al cărui președinte este domnul Ion Rădoi. Sindometa a avut două contracte cu MetroRex, unul pentru spațiile comerciale, expirat în 2018, prin care firma încasa 75%, și MetroRex doar 25% din valorificarea acestora și un contract pentru spațiile de publicitate, expirat în 2019, din care Sindomet încasa 53%, iar Metrorex doar 47%. S-a încercat prelungirea de facto a acestor contracte, Sindomet încasând în continuare sumele, dar Metrorex refuzând să încaseze partea sa, oricum prea mică pentru că nu mai exista contract valabil. Corpul de control va face lumină și în această poveste, afirmă Cătălin Drulă. Ministrul Transporturilor a trimis corpul de control la MetroRex după ce compania a cerut subvenții de un miliard de lei pentru acest an, adică nici mai mult, nici mai puțin decât 17% din bugetul Ministerului Transporturilor. Și asta în condițiile în care compania nu își acoperă nici măcar o treime din cheltuieli, însă angajații primesc salarii din ce în ce mai mari. Și ca să terminăm odată discuția, câștigul mediu brut lunar per salariat al MetroRex în anul 2020 era de 9901 lei. În propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru 2021, MetroRex are estimat un câștig mediu brut lunar per salariat de 12739 lei. Cel târziu acum sper că este evident că deranjul domnului Rădoi nu e legat de cifre sau de binele oamenilor, ci de afacerile, privilegiile și beneficiile sindicatului, încheie Ministrul Transporturilor.